În această dimineață, orașul a fost învăluit în ceață. Un val dens a lăsat și peste drumurile din țara Făgărașului. Șoferii au întâmpinat dificultăți din cauza ceții. Pe DN1, traficul rutier a fost îngreunat din cauza vizibilității reduse sub 100 de metri. Circulația rutieră pe DN1 se desfășoară la această oră cu dificultate din cauza ceții. În aceste condiții, polițiștii le recomandă șoferilor să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum. Mai este puțin până la venirea alotimpului de iarnă. Automobilul trebuie echipat corespunzător pentru a nu fi întâmpinate probleme în trafic. În momentul de față, ceața este cea care provoacă greutăți șoferilor. În aceste condiții de deplasare, polițiștii făgărășeni le recomandă șoferilor să respecte cu strictețe regulile de circulație, să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare. Luminile de întâlnire ale autovehiculelor trebuie să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. Datorită apariției fenomenului ceții în dimineața, recomandăm participanților la trafic să conducă cu prudență. Vehiculele să fie, de fapt, sistemele de climatizare ale vehiculelor să fie funcționale pentru a avea vizibilitate maximă, viteza să fie adaptată, după cum am mai spus, și prudență deosebită. Pietonii, bicicliștii și căruțașii mai puțin vizibili în trafic pe timp de ceață sunt sfătuiți să evite deplasările pe partea carosabilă, iar atunci când sunt nevoiți să o facă, să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii reflectorizante, să se angajeze în traversarea străzii doar prin locuri special amenajate. Așadar, prudență maximă în trafic pentru a nu avea parte de incidente neplăcute.